Modelul licitației de tricouri pentru ajutorarea familiei celui care a fost arbitru Radu Gog a fost copiat de cei care administrează pagina de Facebook Handball Sport. În urmă cu câteva zile, pe respectiva pagină au fost scoase spre vânzare prin licitație tricourile mai multor jucătoare de handball și nu numai, pentru a veni în sprijinul handbalistei Adriana Iliescu, care are urgentă nevoie de aproximativ 50.000 de euro pentru o operație pe creier. Rețeta de succes a celor care organizează an de an memorialul Radu Gog a fost copiată de portalul handballsport.ro pentru a veni în sprijinul Adrianei Iliescu, o tânără jucătoare de handball originară din Caracal, localitate unde a și început să practice acest minunat sport la vârsta de 11 ani. În urmă cu 2 ani, tânăra a fost diagnosticată cu o afecțiune cruntă, neurofibromatoză de tip 2 cu neurinom acustic bilateral compresiv pe trunchiul cerebral, maningioame ale fosetei Meckel dreapta și cervical cu compresie medulară. Neurinoamele acustice sunt afecțiuni benigne, destul de rar întâlnite, însă nemiloase. Pierderea auzului este numai primul pas, urmând odată cu mărirea lor și risc de pareză, paralizie și alte complicații. Mereu cu zâmbetul pe buze, Ada, așa cum îi zic prietenii, este o persoană pozitivă, care este conștientă de faptul că poate să treacă cu bine peste acestea. A consultat mai mulți doctori, până când, în cele din urmă, a primit un răspuns favorabil din partea clinicii International Neuroscience Institute din Hanovra, Germania. Poate scăpa de această afecțiune printr-o operație foarte costisitoare, ce se ridică la suma de aproximativ 50.000 de euro. Cazul tinerei sportive a ajuns în atenția presei din România și nu numai, iar acțiunile de ajutorare a handbalistei se desfășoară sub diferite forme, printre care și cea folosită de organizatorii memorialului Radu Gog. Mai multe tricouri au fost scoase la licitație pe pagina de Facebook Handball Sport sau Donează pentru Ada, iar printre ele se regăsesc nu numai cele ale unor echipe de handball din țară și din străinătate, dar și ale unor echipe de fotbal. Ciprian Marica fiind unul dintre fotbaliștii cunoscuți care s-au alăturat acestei cauze și a donat un tricou al echipei Steaua București cu autograf. Nici echipa feminină de handbal a clubului sportiv Handball Club Zalău nu a rămas indiferentă și a donat un tricou cu semnăturile tuturor jucătoarelor pentru a fi scos la licitație. Potrivit paginii de Facebook, tricoul donat de HC Zalău este tricoul cu numărul 20 purtat la echipă de Claudia Constantinescu, golghetera grupării de la Poalele Meseșului. Licitația pentru tricoul cu numărul 20 al echipei HC Zalău a început de la suma de 200 de lei și se va încheia peste aproximativ 7 zile.